Considerată boala secolului modern, obezitatea a devenit în ultimii ani un pericol tot mai pronunțat atât în rândul copiilor cât și al adulților. Principalii factori care conduc la această boală incurabilă sunt alimentația nesănătoasă și sedentarismul. Grav este însă că tot mai mulți copii suferă de obezitate încă de la vârste fragede. Obezitatea a devenit de-a lungul timpului una dintre cele mai grave probleme ale secolului 21. Deși alimentația sănătoasă ar trebui să ne fie prieten și nu dușman, vrăjiți de produsele ambalate frumos și căzuți în capcana restaurantelor de tip fast food, tot mai mulți români se confruntă cu kilogramele în plus. Pe lângă alimentația defectuoasă și sedentarismul este o cauză principală a obezității. Locuitorii orașului Megidia sunt de părere că pentru a evita problema kilogramelor în plus, trebuie eliminate din alimentație dulciurile, băuturile carbogazoase și chipsurile. Păi, în primul rând, cred că e educația. Una la mână că la noi, la români, cam s-a scos din școli materia asta, sportul. Adică este în organigramă, dar nu prea se face sport, pentru că se mai face română în timpul la matematică, alte discipline. Și alimentația pe care o facem noi zi de zi. Nu prea mâncăm sănătos, fast food-uri. Dulciuri, sucuri cu acid, chipsuri care la fel sunt la modă și automat dacă nu mănânci sănătos, organismul lucrează altfel, depune grăsimi, că dacă am mâncat cât de cât sănătos, am fi și mai puțin și mai inteligenți și mai, nu știu, mai vioi. Dar ce să faci, asta este, se vede ceea ce e pe piață, nu e de la orice pas, există magazin cu chipsuri, există fast food-uri mai mult decât fructe pe piață, zic așa. Ce să zic, educația dacă o implementați undeva de sus pleacă treaba asta și noi o să ne băgăm în cap că trebuie să fim mai conștiincioși pentru ceea ce mâncăm, ceea ce facem. Din punctul meu de vedere, mâncatul peste măsură, normal. Alimentația nesănătoasă. Care? Alimentația nesănătoasă, iaurile care ne fac să nu mai putrezim. Și lipsa de mișcare, spune? Și lipsa de mișcare, da. Tot mai mulți copii sunt supraponderali. De ce credeți că se ajunge în această situație? La copii e cu totul altceva. Copiii văd și cer bomboane, sucurile astea care nu sunt deloc bune. Părinții le dau și masă și ceva care nu trebuie. Ce putem face ca să evităm? Educație, educație și educație. Mai multă educație de sănătate în școli, la televiziune și, bineînțeles, având educația, știi că trebuie să faci sport, să mănânci cum trebuie. Care credeți că ar fi soluțiile să nu mai fie România atât de grași, supraponderali? Să mănânci mai regulamentar, așa, să mănânci mai puțin, să mănânci mai... Sport, mai multă muncă, sportul e pentru sportivi, nu e pentru... La copii, cum ar trebui să fie alimentația? Alimentația? Da, copiii să fie cât mai... Fără dulciuri? Dulciuri, așa, mai puține dulciuri, că... Sunt de aia ajung fără așa, sucuri. Sucuri de astea, sucurile nu mai sunt bune mai de nimic acum. Eu nu folosesc sucuri, eu folosesc numai ceaiuri. Nu sunt bune și mai și îngrașă pe deasupra. Din îngrașat asta, mai multe chimicali în ele, ce credeți că au? Alarmant este faptul că în ultima perioadă obezitatea se extinde tot mai mult în rândul copiilor. Aceștia se află în perioada de dezvoltare și spre deosebire de adulți, au nevoie în mod constant de o rezervă suplimentară, calorică și nutrițională, care să le alimenteze necesarul zilnic pentru dezvoltare. Însă atunci când cei mici ajung să consume mai multe calorii decât au nevoie, încep automat să acumuleze kilograme în plus. Soluția ar fi ca părinții să-și dea seama la timp și să ia măsuri drastice împotriva obezității. Totodată și din cauza acestor chimicale pe care ei mănâncă de fast food-uri și din chipsuri și s-au modificat și metabolismul. Copii care pubertatea venea undeva la 14-15 ani, acum vine mult mai devreme, 10-11 ani deja este din cauza eurilor, că devenim niște roboți alimentației. Și nu numai în România, este o chestie pe plan mondial, este toată treaba asta cu obezitatea, dar am zis, totul este de educație și de ceea ce plecăm și de acasă, ceea ce vrea părintele. În momentul în care copilul plânge, că și copilul plânge, dă din picioare că vreau chipsuri, atunci părintele trebuie să știe un pic, să le duce și să spună, stai că nu e chiar așa. Îl mănânci pe ăla, că te atrage gustul de fast food, dar să nu vină obișnuință și să acolo între, că nu poți să-i retrage tot după piață, pentru că au încercat, am înțeles din ce am văzut eu pe la televizor, să scoată de pe raza școlilor, să scoată sucurile fără acid, asta, dar e doar așa o chestie de față, dar nu se face nimic. În prezent, aproximativ 30% din populație suferă de obezitate, cele mai afectate fiind persoanele cu vârste între 15 și 64 de ani,
Iar creșterile ponderale progresează și în rândul copiilor sub 5 ani, numărul acestora mărindu-se cu 18% în ultimii 10 ani.